Edilii din România nu fac mare lucru, dar sunt campioni la promisiuni și laude. Este și cazul primarului Capitalei, Gabriela Firea, care anunță că va face investiții de 10 de milioane de euro în infrastructură, consolidarea clădirilor cu risc seismic sau pentru construcția de parcări. De partea cealaltă, însă, opoziția spune că planurile lui Firea sunt ireale și au contestat modul în care aceasta a alocat banii primăriei. Cu toate acestea, bugetul primăriei a fost aprobat astăzi în Consiliul General. În ceea ce privește proiectele de infrastructură, am alocat suma de 80 de milioane de euro. Aici este vorba despre proiecte care sunt acum în derulare și care unele vor fi finalizate în acest an sau anul viitor. În ceea ce privește parcările, considerăm că sunt o necesitate, o urgență pentru capitală, de aceea am alocat o sumă de 11 milioane de euro. Proiectele mărețe ale primarului Gabriela Firea rămân deocamdată doar pe hârtie. Bucureșterii nu știu exact cât vor avea de așteptat până când promisiunile edilului vor fi aplicate. În ceea ce privește modernizarea pistelor de bicicliști sau construirea unora noi, avem alocată o sumă de 73 de milioane de euro și avem pistele de bicicliști și amenajări conexe, din care anul acesta au fost alocate sume semnificative, proiectul fiind eligibil și pentru obținerea unei finanțări europene. Primarul Capitalei promite alocări importante în domeniul cultural, sănătate sau infrastructură. Bugetul alocat de primărie a fost criticat dur de opoziție. Este un buget care nu adresează prioritățile Bucureștiului. Nu au fost identificate efectiv priorități sau, dacă au fost identificate, au fost identificate greșit. Din toate dezbaterile publice și din tot cum am fundamentat noi aceste priorități, rezultă trei priorități. Prioritatea numărul 1 este dată de trafic și poluarea generată de trafic. Această poluare duce la o mortalitate uriașă datorată din cauza bolilor respiratorii. Și nu mi se pare suficient de bine bugetat.